Un alt accident de groază s-a produs tot în data de 8 iunie în jurul orei 14 în apropiere de localitatea Dânceni din raionul Ialoveni. De această dată totul s-a întâmplat după ce un tânăr de 22 de ani ar fi încercat să vireze la stânga spre orașul Hâncești fără a se asigura. Acesta a fost tamponat de un microbuz ghidat de un bărbat de 39 de ani. În urma impactului, șoferul de 22 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele vor fi stabilite de poliția din Ialoveni.